Sentimentul de mândrie națională este exprimat cât se poate de natural de buzoieni. Un drapel național arborat în fața casei, pe balcon sau la o fereastră, poate transmite mai mult decât zeci de angajamente patriotice sau fraze pompoase cu referire la iubirea de țară. Încă de dimineață, zeci de balcoane buzoiene au fost ornamentate cu drapelul României. Cei care ieșiseră la o plimbare matinală pe străzile orașului priveau cu admirație în sus înspre balcoanele la care flutura mândru tricolorul. Există și locuri în oraș unde tricolorul este mereu la loc de cinste, de exemplu domnul Costica are zilnic în față drapelul național. Steaguri românești, mai vechi sau mai noi, împodobesc atelierul de croitorie în care lucrează buzoianul. Da, da, eu îl țin zilnic și îmi place să mă uit la tricolorul ăsta nostru care l-avem noi. Domnul Costică, un nostalgic al vremurilor antedecembriste, regretă stema ce împodobea tricolorul ceaușist și ar fi dorit ca această stemă să fi fost păstrată și pe actualul tricolor, cu excepția stelei roșii ce trona deasupra imaginilor idilice cu munții României. Domnul Costică își amintește nostalgic și de fosta zi națională, 23 august. E de părere că defilările și voia bună de atunci nu mai sunt la fel și în zilele noastre. Dar stema ce a fost veche a fost mai frumoasă față de astăzi, de acum așa. Dacă o ținea doar să lua... Dacă lua, cum îi zice, la steaua aia roșie. Steaua, da. Dacă lua steaua și lăsa așa, era mai bine. Pe timpul de cealaltă să defila, să mânca mici, să de acolo să cânta și acum nu mai să defileze nimic, dacă n-ai bani. Tot se făcea pe bază de bani. Tricolorul, ca simbol al românilor, apare prima dată la începutul secolului XIX, fiind remarcat și în picturile de pe pânza ce ilustrează Revoluția lui Tudor Vladimirescu. În 1848, steagul este adoptat de revoluționari ca drapel al țării românești, numai că fâșiile erau dispuse orizontal. În același an, tricolorul se răspândește în Moldova și Ardeal. Este arborat și la Paris de studenții ce salutau noul guvern revoluționar.